Conducerea Consiliului Județean Călăraș a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș, noul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Noua directoare, Daniela Arbagic, a făcut o scurtă prezentare a activității avute în cadrul instituției și a vorbit despre stadiul anchetei aflate în derulare la centrul de plasament din satul Făurei. O să încep să mă prezint personal, probabil că este de interes. Sunt o persoană cu experiență în domeniul protecției copilului din 1996, chiar puțin înainte de a se înființa Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care a avut loc ulterior în 1998. Sunt de profesie psiholog, am lucrat prin diferite centre de plasament în calitate de șef de centru și pe funcție de execuție psiholog. Am preluat mandatul recent, din data de 14 iunie, cu problemele inerente, unele dintre ele le cunoaște și dumneavoastră. Consider că pentru mine este o recunoaștere a muncii mele depuse în domeniul muncat de până acum și mulțumesc mult pentru încredere și pentru sprijin conducerii județului Călăraș. Mulțumesc tuturor colegilor care m-au susținut și care au încredere în mine că pot să ajut la cumva restructurarea sistemului de protecție, dar și o îmbunătățire a calității serviciilor pe care eu mi-o doresc cu foarte mult, într-un ritm mult mai alert, să spun. Mesajul meu este că suntem aproape de copii, de familii, de cetățeni în nevoie și încercăm cu sprijinul Consiliului Județean, în calitate de ordonator principal de credite, să rezolvăm toate problemele. Eu personal consider că printr-o comunicare și colaborare apropiată putem să rezolvăm împreună. Doamna director, s-a finalizat ancheta de la Făurei și dacă au fost sancționate și alte persoane în afară de județ? Nu este finalizată ancheta de la Făurei, mai avem de analizat linia administrativă, în schimb continuă ancheta de cercetare penală conform celor declarate deja. Domnul se află în control judiciar. Ce veți face ca să preîntâmpinați asemenea? Pentru că au tot fost, dar nu are. Au tot fost, așa cum spuneam mai devreme, îmi propun o creștere a calității serviciilor sociale și sigur că acolo avem nevoie de oameni mult mai instruiți, calificați, atrași către nevoile copiilor și să intervenim atunci când trebuie și să înțelegem și noi mai bine exact obligația legală. Cred că cu toți trebuie. În perioada următoare toate centrale. Sigur, mi-am propus toate, inclusiv cele de adulți. Până acum am fost în cele de copii, dar în cele de adulți mai foarte rar. Se vor mai închide centre și despre ce centre? Avem un plan de închidere pentru centrul de la Handicap Sever care a fost aprobat. Urmează pentru acest centru să depunem o cerere de finanțare. Avem deja aprobate hotărârile de Consiliul Județean pentru accesarea unor fonduri europene. Deja locațiile sunt stabilite. Proiectul presupune desființarea centrului de la Handicap Sever, dar înființarea câte două căsuțe și un centru de zi pentru fiecare locație, respectiv la unitatea militară pe un teren pe care ni l-a pus la dispoziție Consiliul Județean și în comunitatea Grădiștea, la fel în cadrul unui parteneriat, unde la fel vor fi două căsuțe de tip familial, fiecare cu câte 9 locuri, și un centru de zi. Centrul de zi presupune serviciile de abilitare și reabilitare pentru acești copii, dar și pentru cei identificați în comunitate cu nevoi pentru a participa la recuperare în zona, din zona de proveniență sau mai apropiată de domiciliul lor.